În cadrul Lunii Pădurii, Direcția Silvică are planificate pentru următoarea perioadă plantări de arbori. O astfel de activitate va avea loc în weekendul următor în comuna Malu, unde vor fi plantați 1800 de puieți. Acțiunea se va desfășura cu ajutorul unei echipe de 250 de voluntari din partea unei fundații și cu sprijinul primăriei Malu. Va fi împădurită o suprafață de 3,4 hectare de teren. Contractul de sponsorizare pe care îl avem cu primăria Malu și de colaborare cu asociațiile de voluntari, am avut de împădurit o cantitate de 2000 de puieți de salcâmb, 1350 de plopiuri americani și 1300 de puieți de sarci. Au mai rămas de plantat în urma acțiunii din toamnă o cantitate de 1800 de puieți de plop și iori americani și salcie, pentru care ne-am organizat în acest weekend să o terminăm. Împreună cu Asociația de Voluntari am făcut un necesar și sperăm să avem în jur de 250 de voluntari care împreună cu personalul tehnic din cadrul Direcției Silvice și al locului Silvic Giurgiu, care se ocupă de asistența tehnică privind executarea lucrărilor și cu sprijinul comunității locale din comuna Malu, să încheiem această acțiune și să redăm într-un circuit productiv o suprafață de 3,4 hectare, care până acum era o zonă acoperită de gunoi. De la începutul anului până în prezent, Direcția Silvică Giurgiu a reușit să valorifice prin astfel de acțiuni 67.000 de puieți plantați în afara fondului forestier. Potrivit reprezentanților instituției, în prezent se află în curs de derulare o comandă de 20.000 de puieți destinați unui tip de împădurire similar cu cel ce se va desfășura în acest weekend la Malu.